Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn, etalare pentru noiembrie 2021. După cum vedeți, am și extras mesajele de la Înger pentru voi, unii dintre voi, evident. Un mesaj foarte frumos, 46, să vă spună ceva ca și număr. Dar 46 înseamnă 11. 11 ține de justiție, de dreptate, de echilibru. Ca să vă echilibrați viața, trebuie să vă petreceți timp de calitate împreună cu cineva, să vă ascultați, să vorbiți unul cu celălalt. Și, dragii mei, în momentul în care e interesant cum se confirmă, da, get to know each other, 44, iar număr maestru, dar 44 înseamnă și 8, da, transformare. Vă puteți transforma unul pe celălalt. Relația dintre voi o puteți transforma, puteți avea miracole și binecuvântări, veți simți că un miracol se întâmplă. Dacă ați avut probleme în cuplu, probabil că vă puteți împăca, vă puteți apropia, dacă petreceți timp de calitate împreună, de calitate, da? Specific, de calitate. Miracole și binecuvântările. Vin cu acest număr 13, iar moartea, transformarea și renașterea. Se poate renaște într-o situație, într-o problemă de cuplu sau puteți să renașteți unul lângă celălalt. Vedeți și voi cum aplicați sau cum se aplică, cum se va manifesta acest mesaj în viața voastră. Poate să aibă legătură cu următoarea etalare sau să fie separat. În timp ce am amestecat, a vrut să se arate luna și trei de băte. Trei de băte care vorbește despre o așteptare la drum. Poate că cineva, semn de foc, semn de apă, dacă vreți, deși nu e obligatoriu, pot să fie aspecte sau planete în casă de foc, în zodii de foc și zodii de apă. Nu vreau să mă fixez musai, însă posibil să fie teama cuiva de a face un drum, mai ales acum cu restricțiile, cu pandemia, e o teamă, dar o teamă care trebuie învinsă prin speranță, prin planificare, printr-o așteptare, într-o vibrație înaltă, iar o chestiune de comunicare, comunicare peste hotare sau peste o apă, comunicare, drumuri. O așteptare după o perioadă de frică. Pentru unii e posibil că la lună plină veți simți că vin, eu știu, acele lucruri pe care le sperați. La capătul setului de cărți, 9 de monede. Dacă sunteți în această postură de persoană independentă, posibil să vă întâlniți cu cineva și să recreați, să renașteți o legătură spirituală între voi, o legătură profundă, într-o formă sau alta. Pentru unii, posibil, dacă sunteți căsătoriți, un copil de-al vostru să aibă o reușită, așa simt. Pentru alții, poate că așteptați un dar de bani ca să vă împliniți într-o formă sau alta, 9 și cu 1, 10, să încheiați un ciclu, da? Eventual așteptați unele doamne care sunteți singure să vă întâlniți cu cineva care vă apreciază și să aveți acest 9 și cu 1, 10 căsătorie, da? Mare preot căsătorie. Posibil. Nu obligatoriu, dar sunt mesaje. Mesaje pentru unii, pentru alții. Ia uite, interesant, asul de cupe, vedeți? Asul de cupe. O nouă dragoste sau vindecare. Ia uite, pasiune. O pasiune care a fost ținută în secret. Pentru unii, pentru alții. Am zis că luna aceasta vreau să folosesc cărțile și invers, așadar că le voi amesteca și invers. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn. Odată, noiembrie 2021. Ia uite, călătorie tot vrea să apară, călătorie și muncă. 8-8, apropo de 44, iar o situație care se transformă. Ori unul vrea să călătorească mai aproape de celălalt, să muncească în relație și să o transforme, ori o călătorie, business tipic, capricornilor, da? Business, class, eventual. Ia. Capricorn, Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn, noiembrie 2021. Și 1, ei la. Central, Luna, central. Aveți niște frici de emoții, clar, cu Luna.
Nu vreți să împărtășiți niște emoții față de cineva, oricineva nu vrea să împărtășească față de voi. Dar pentru că vă place să mai zic și chestiuni de genul ăsta, poate că în sufletul unora dintre Capricorni există cineva cu un marcaj în rac, scorpion sau pești. Provocarea este 9 de cupe invers. 9 de cupe speră. Invers, nu prea speră. Încearcă să se detașeze. O detașare emoțională, eventual, de această frică, de aceste emoții, de această. Am zis că probabil că a fost o despărțire între voi și trebuie să petreceți timp de calitate, să vorbiți, să vă ascultați, să vedeți ce îi place celuilalt ca să se transforme situația, să se marcheze acest miracol. Într-un fel, fricile și lipsa de speranță au dus la o situație neplăcută. În trecut, iau de 6 de bâte invers. 6 de bâte invers ori arată un personaj egoist, ori un eșec. Un eșec. Într-o relație de suflet, eventual. În ultima vreme, 7 de cupe invers. 7 de cupe de obicei este o stare de confuzie, de visare, dar invers, aveți claritate. Ori voi, ori altcineva, semn de apă, poate, că are claritate în legătură cu acest eșec. Unul dintre voi înțelegeți lucrurile. O vom vedea, voi clarifica. 6 de spade, cum să pun eu? În viitor, 6 de spade. Iar călătorie poate să fie și detașare mentală de eșecuri, de frici, de lipsa de speranță, tocmai ca să mergeți către soare, către speranță. Aici este provocarea. Provocarea ar fi să ridicați acest 9 de cupe în poziție normală, dar să ieșiți din frici, frică și lipsă de speranță. E una și aceeași, într-o formă sau alta, da? Tristețe, confuzie. Și aici e provocarea. Să vă bucurați de voi, să vă iubiți pe voi, eventual să vă bucurați de un miracol. Pentru că 9 de cupe e similar cu steaua. Asta seamnă lumină în întuneric, nu? În prezent, ați putea fi voi sau altcineva care seamănă cu nevoi sau da, seamănă cu nevoile voastre de stabilitate. Regele de monede. Taur, Capricorn sau Fecioară. Regele de monede, să zicem că sunteți voi, energia voastră masculină. Vreți să fiți cu picioarele pe pământ, clar, cu picioarele pe pământ, să creați o abundență materială. Și să oferiți din sporul vostru. Poate să fie. O să vedem. Am simțit nevoia să zic că poate încerca să fugiți de emoții, concentrându-vă pe muncă. Sfatul eremitul. Eremitul în varianta sa pozitivă, adică în poziție normală. Căutați. Poate să fie iar fecioară, dar nu obligatoriu. Analizați. Analizați-vă fricile, pentru că și aici întuneric, și aici întuneric. Da? Și am zis că am vorbit de steaua. Da? Căutați-vă umbrele, descoperiți-vă umbrele și puneți lumină pe ele, să scăpați de temeri care sunt fără sens. Treceți printr-o perioadă în care sunteți nevoiți să vă descoperiți aspecte profunde ale voastre. Exterior, cavalerul de spade, vești de la cineva, o atitudine, atitudine sau vești neprevăzute, la care nu vă așteptați. Faptul că a venit în poziția aceasta, chiar neclarificat, e o poziție bună. Ar putea să fie vești bune, totuși, sau corecte, clare, pentru că, în general, cavalerul de spade este foarte clar, da? Dar la care nu vă așteptați. Și atunci. O să clarific. De ce vă este teamă de așteptare? Faptul că trebuie să munciți în grădina voastră ca să construiți acest rege de monede.
Șapte de monede. Poate ați obosit, unii ați obosit muncind în cariera voastră, dar asta este Capricornul, că obosește, că nu obosește, el tot muncește. E o teamă. Eventual să nu munciți fără rost, să nu investiți greșit. E în poziția fricilor. Poate că aveți o legătură de lungă durată care vă obosește, posibil și asta. Și încercați să vă concentrați pe profesie. Repet, o să clarific, o să vedem. Ce vă doriți? Ia uite, călătorie și chiar o să o faceți. O să o faceți. Sau așteptați pe cineva să vină de la drum cu trei de spade. Nu de spade, înseamnă că au fost și dezamăgiri cu trei de băte. Așteptați, aici este provocarea. Așteptați în frică sau așteptați în speranță? Pentru că dacă așteptați în frică, nu o să vină. Dacă așteptați în speranță, o să vină. Iar nevoia de comunicare, nevoia de a veni, eu știu, ceea ce investiți voi, de a veni vasele cu rezultate. Dacă ați investit în ceva, într-un domeniu, poate să fie și profesional, evident, nu doar relațional, sentimental, emoțional. Dacă ați investit în ceva, aici este teama. Vom depăși acest șapte, această muncă asiduă? Vom avea parte de rezultate? Pentru că în prezent concentrarea este pe ceea ce reușiți să creați în material. Ce reușiți să faceți, Marea Preoteasă? Interesant. Iar patru de spade și eremitul și în poziție bună. Și Marea Preoteasă oarecum susține această lună. Susține această analiză, meditație. Posibil unii dintre voi vă vindecați de niște secrete, clar. Vă vindecați. Puneți în ordine gândurile. Capricornii iau această posibilitate. Să separe decepția de adevăr și mai devreme sau mai târziu să manifeste detașarea mentală de apele tulburi. Dacă au fost niște secrete, le ordonați. Începe să vă vindecați. Pentru unii dintre voi care chiar ascultați chestiile astea și știu că lucrați cu voi, posibil să fie și o vindecare, prin meditație, rugăciune, creștere spirituală. Ah, și regele de cupe. Interesant. Da, vă eliberați de gânduri, de obsesii, de griji. Regele de cupe. Sunt doi regi, după cum vedeți. Energie masculină. Adică o energie de la egal la egal. Într-un fel sau altul puteți să comunicați și care se... apa și cu pământul se îmbină, armonios. Se pot modela, apropo, de încerca să vă cunoașteți unul pe celălalt, petreceți timp de calitate, analizați-vă, vindecați-vă, vorbiți cu trei de băte, poate să fie și comunicare. Da? Timp de calitate. Și miracolele. Miracolele ar fi această temperanță, această vindecare de confuzii, de ambiguități, de frici. Da? Și atunci, aceste cărți, vindecare emoțională, da? Acestea oarecum sunt marcate de șase de spade în viitor și în viitor îndepărtat și apropiat. Adică detașarea de frici de apele tulburi. Hai să vedem. În prezent aveți regele, în prezent, în subconștient aveți regele de bâte, altă energie masculină, poate sunt mai mulți bărbați pentru unele doamne. Dar vreți să renașteți pasiunea, atracția pentru cineva posibil, cu judecata, vă gândiți cum să acționați încrezători, cum să creați, nu să munciți doar cu șapte de monede în poziția fricilor și regele de monede în prezent, vreți să aveți un spor, clar. Dar sporul acesta, dragii mei, nu se manifestă doar prin muncă, ci și prin creativitate. Unii dintre voi. Și atunci vreți să renașteți un proiect eventual care nu a mers. Un proiect. Poate unii dintre voi renunțați la un proiect, la un job, ca să deveniți antreprenori. Posibil și asta. Acum, posibil cu cineva cu marcaj în zodia racului, lucrurile nu au mers bine. Trei de spade, justiția, poate să fie și un divorț pentru unii dintre voi. Dar ce a fost, a fost.
Mergeți, dragii mei, către steaua voastră, către vindecare. Steaua înseamnă și vindecare și se vede că totuși începe să vă vindecați. Poate că și ei se vindecă. La un moment dat veți vedea ce se întâmplă. Poate veți renaște. Se întâmplă un miracol, cum a zis. Poate vă împăcați. Sau chiar dacă nu vă împăcați cu această persoană, se întâmplă un miracol în viața voastră, în sensul că vă găsiți un personaj care vă ascultă și vă înțelege. Da? Acum, hai să și clarific. Pentru Capricorni. Ia uite, judecată. Judecată, trebuie să gândiți bine. Clarificăm, te rog frumos, luna în centru, în prezent. Central, pentru Capricorn o dată, de două ori, de trei ori, luna. Ia uite, 10 de bute. Aici vă apasă o situație, ori situația financiară, ori un job apasă, ori o altă relație. 10 de bute pentru mine o căsnicie în care unul are prea multe responsabilități. Poate aveți responsabilități față de mama voastră sau cineva, nu neapărat voi. Cineva care vă e drag, vă e în sufletul vostru, ei să aibă responsabilități față de mama lor. Ei să aibă, așa simt acum să zic, o karmă grea cu 10 de bâte și luna. Da. Mai dăm o carte pentru central. O dată. De două ori, de trei ori. Ia uite concepția. Interesant, apropo. Poate iar aveți un copil la care trebuie să vă gândiți sau iar este vorba de un proiect. Ca să manifestați acel proiect, am văzut asul de, da, trebuie să dau eu normal, asul de monede, da? Proiect sau cum vreți voi să ziceți. Concept, da? Trebuie să creați ceva și pentru asta trebuie să renunțați la frici și la alte responsabilități care vă distrag de la această natură creativă. 9 de cupe. De ce a venit invers? Pentru asta trebuie să aveți răbdare să vă vindecați iar. Clarificăm 9 de cupe invers provocarea odată. Smute, dragul meu. Ia, odată. De două ori. De trei ori. Regina de foc. Regina de foc e o persoană seducătoare, dar văd și regele de foc. Sunt doi oameni foarte pătimași, pasionali. Poate că nu aveți speranță în acest personaj. Eventual, fel cuceritor al cuiva să vă sperie într-un fel, vă 10 de bute și aici, poate sunt prea dominatori, poate sunt prea cuceritori, seducători, să încercați să vă îndepărtați emoțional cu 9 de cupe de acest personaj pentru unii dintre voi, sau ei, evident, poate să fie și invers. Regina de foc. Chestiune de energie. E o energie, dar în spatele acestei energii, care pare dezechilibrată cu 5 de spade în spatele său, sunt niște conflicte. Ori mentale, ori discuții. Mai dăm o carte pe această provocare. O dată. De două. De trei ori. Ia uite, nebunul. E o chestiune riscantă. E o chestiune riscantă. Poate unii încercați să vă detașați de cineva cu un marcaj puternic în zodia berbecului. Sau poate ei. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Dar pentru că dau mai multe mesaje, știți bine. Ca să puteți încă începeți ceva nou, aici este. Provocarea este să luați de la zero, chiar dacă nu aveți speranță, chiar dacă nu aveți încredere. Aici este provocarea.
Cum să creați acel nou dacă stați în frici și în relația aceasta obositoare, epuizantă sau, dacă nu e relație, poate să fii și la job, dar relații la job sau ce-o fi, voi știți. Este ceva epuizant. Din cauza asta, trebuie să încheiați acel ciclu, acele frici, ca să concepeți ceva. Acum, același mesaj într-o altă formă, da? Dacă nu aveți frici, da? Dacă nu aveți încredere, provocarea este, da? Să începeți cu încredere, iar să o luați de la zero. Poate iar pentru că vă semn de apă pentru unii. Regina de bâte este cuceritoare. Poate vreți unul dintre voi, ei sau voi, vreți să îi recuceriți. 9 de cupe, da? Pești, trac, scorpion. Persoana de care v-ați separat în trecut, vreți să o recuceriți. Și aici trebuie să aveți încredere. Că pot fi, iau-te, regina de pământ, da? Capricornie. Că pot fi, se pot crea miracole dacă știți cum să folosiți timpul și energiile în favoarea voastră. 6 de bâte invers, o dată, de două ori, de trei ori. Împăratul. Și cineva a vrut controlul. Împăratul care pe orizontal și cu 6 de bâte invers, posibil cineva a fost egoist în trecut. Unul dintre voi, da? Împăratul și 6 de bâte. Semn de foc, semne de foc. Și de fapt împăratul poate să fie oricine. Împăratul este pentru mine și soțul sau șeful. Faptul că a venit pe orizontal e un eșec, v-a tulburat relația cu șeful. Pentru alții, ceva, egoismul cuiva a afectat relația cu soțul sau cu tatăl. Vedeți pe unde se potrivește. Iar e o energie negativă, Tai Chi-ul și 5 de spade, care trebuie vindecată. Aici este vindecare, vindecare și înțeleasă, da? Cu Marea Preoteasă. Și de ce e energia negativă? Pentru că sunt niște frici emoționale și n-au cum să manifeste altceva. Când e frică, se manifestă negativitate. 7 de cupe invers o dată. De două ori. Și de trei ori. Aer. Iar. Într-un fel sau altul se face claritate în mintea voastră. Puteți să alegeți. Puteți să alegeți. Poate pentru unii să fie un semn de aer care vă au ei mintea clară față de o situație în care sunt împreună cu voi. Au ales. Au ales. Dintre opțiunile pe care le au ales. Ia mai dăm o carte odată. Asta pentru că văd în exterior semn de aer. Regina de pământ a ales, da? Și interesant, am zis de alegere, da? Doi de spade. Și 8 de cupe. Și 8 de cupe. Detașarea aceasta emoțională despre care am vorbit. Ia uite, pentru analiză 4 de spade. Acum, nu e obligatoriu să fie semn de aer. Dar dacă a existat confuzie, confuzia aceasta s-a risipit. Regina de spade. A reușit să risipească această confuzie după o perioadă eventuală de tăcere necesară ca să aleagă, să-și clarifice aerul ăsta cu, cum apare imaginea, ține de mental, să-și clarifice mintea. Să-și purifice mintea de emoții prea multe, confuze, de visuri care nu se pot realiza, de iluzii, da? Mi se pare. Da? Și cu acest 8 de cupe, detașarea. Poate să fie cu 8 de cupe și 4 de spade, detașarea de o familie sau de un job, într-o formă sau alta. Vedeți cum se aplică acest mesaj, pentru că fiecare cuvânt are un anumit grad în viața fiecăruia dintre voi. Iar eu nu vă creez scenariile, voi vi le creați. Da? Eu vă citesc energiile și mesajele pe care le primesc. Restul este și munca voastră, dragii mei. Clarifică-mi eremitul, te rog. Sfatul. Odată. Ah.
de 2 ori, de, uf, 3 ori n-am mai apucat, de 3 ori. Temperanța, amândouă țin de vindecare. Temperanța într-o formă sau alta și eremita apar, iată, temperanța e și aici, eremita este în întreagă carte, varianta mică. Temperanța care e pe orizontal, aveți de vindecat niște lucruri. 7 de cupe, această tendință, ora cuiva, oricineva vrea să se vindece de voi, cineva care a visat la voi, ori voi ați visat la ei 7 de cupe. Asul de cupe, ca să se poată manifesta ce? Ia uite și Marea Preoteasă. Pentru mine, asul de cupe înseamnă dragoste față de voi. Am văzut asul de cupe mai devreme. O nouă dragoste. Aici este miracolul unei noi iubiri. Că e cu aceeași persoană, că e cu altă persoană, voi știți, veți trăi și veți vedea. Nu vă stabilesc eu cu cine e, da? Ar fi culmea. Ar fi culmea să vă stabilesc eu. Dar trebuie să aveți răbdare, să vă înțelegeți, eventual lecția spirituală în legătură cu cineva sau cum să ajungeți la această dragoste față de voi, o nouă dragoste cu altcineva, da? Că apare regele de cupe. E un suflet pe care îl știți, 6 de cupe. E un suflet pe care îl știți. Dar față de care aveți niște, nu, ori ei au secrete, ori voi nu înțelegeți cu Marea Preoteasă, e un văl între voi doi. Și acest văl poate fi dat ușor la o parte când stați de vorbă. Și da, să petreceți timp de calitate, specific capricornilor, în general, cei treziți sau cei educați, da? Dați-vă timp, timp este Saturn, guvernatorul capricornilor, ca să puteți marca binecuvântările și miracolul. Unei renaștere așa simt, dar poate să fie renaștere și într-o altă formă cu altcineva. Clarificăm cavalerul de spade exterior odată. De 2 ori. De 3 ori. 4 de monede. Cineva ține la voi și vrea să vă zică chestia asta. Probabil că voi încerca să... ori voi, ori... E o persoană care încearcă să se detașeze cu faetonul pe orizontal și cu 8 de cupe. Mai dăm o carte pe acest 4 de bute odată. De monede. De 2 ori. De 3 ori. Despre cine e vorba? 4 de cupe. 4 de cupe. E o oportunitate pierdută cu cineva. E o oportunitate pierdută, dar la care cineva încă mai ține. De ce ține? Pentru că este dor și ar vrea să vină să comunice. Posibil să vină într-un mod neașteptat. Mai dăm o carte totuși. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Ia uite, viziune. Acest personaj totuși vă vede într-o formă sau alta în viața lor. Vă vede. Chiar dacă au pierdut ocazia cu voi. Probabil că de-aia apar și aceste confuzii. O să repet. Vedeți cum vă decriptați voi mesajele, pentru că nu sunt aici să vă creez eu viața. Dar poate să aibă legătură cu ce am spus mai devreme și să fie un alt personaj în viața voastră. Să fie 2-3 persoane. Da? Acest personaj are o viziune anume despre voi, de care este dor. Am senzația că e fixat pe faptul că încă se poate crea o dragoste pe acest as de cupe. E fixat pe așa ceva. Ține la această imagine, la această idee. Că e fixă, că e realizabilă, o teremitu. Cu acest personaj treceți. La acest personaj ar trebui să analizați și voi. Și cu acesta aveți o tăcere sau o separare sau o lecție spirituală profundă. Deși, interesant, sub eremit apare magnetismul. O știți ce poate să însemne acest magnetism? Da? Atracția există. Chiar dacă va separa viața, tocmai ca să vă vindecați. Da? Unul de tendința de a visa, celălalt de tendința de a...
se lăsa copleșit de frici, frica de emoții, de exprimarea emoțiilor, da? 7 de monede odată. Uf! 4 de băte și 3 de cupe pe orizontal. Unii dintre voi vă este teamă că investiți în casă. Da, e 4 de băte invers. Interesant! Oricineva a investit în afara casei, 3 de cupe, clar, există în afara casei ceva. Repet, poate să fie job, poate să fie o altă persoană. Și vă este teamă să nu mai trăiți așa ceva. Sau lor le este teamă. Vedeți unde sunteți. Deci cuiva este teamă să mai investească în această relație de lungă durată. Acasă, da, 4 de băte. Casa e cu sus în jos. Pentru că 3 de cupe a apărut un al treilea element. Al treilea element poate să fie jobul, nevoia de stabilitate, fricile, prietenii sau o altă persoană. Văd împărăteasa tot pe orizontal. Dacă e o căsnicie sau mamă, tată cu probleme, pentru unii, cred că este. Clarificăm. 3 de bute. O dată, de 2 ori, de 3 ori. 9 de cupe, ce frumos, a venit în poziție bună, da. Rămâneți în speranță. Posibil așteptați pe cineva cu marcaj puternic în semn de apă sau de foc, dar nu obligatoriu. Am zis marcaj, n-am zis zodie, să faceți diferența, vă rog frumos. Sau așteptați să învățați să vă iubiți. Unii dintre voi, 9 de cupe. Vedeți că a venit aici, aici e provocarea. Să răsuciți. Trebuie să aveți un picuț de răbdărică, să vindecați. Aplicați sfatul. Dragii mei, se leagă. Aplicați sfatul de aici. Aveți răbdare, analizați-vă, vindecați-vă, creșteți spiritual, da? Pentru că provocarea este 9 de cupe invers, vedeți? Să aveți încredere, regina de bute, să aveți încredere că puteți să o luați la zero. Cu cine vreți voi, cu cine vreți voi, da? Și ce vă doriți? Iar, ori așteptați pe cineva de la drum care vă face extrem de fericiți, ori, sau și, așteptați această investiție în voi, sau mai bine zis asta. Asta este. Așteptați rezultatele acestei analize și vindecări emoționale, pentru că se va manifesta prin dragoste față de voi, prin speranță, prin altfel de energie și veți atrage abundența, o veți detașa. Ia uite, 4 de spade care apare iar, ca și realizare, da? Clarificăm 6 de spade. Odată, în viitor. Sunt multe, nu-mi pare rău, prea multe. Cineva vine de la distanță. O dată. De 2 ori. De 3 ori. 2 de bâte. Acestea. Oarecum se leagă, dar trebuie să alegeți. Ori rămâneți în apele tulburi, ori mergeți către soare, către 9 de cupe. Aici este soarele, da? 3 de bâte, 9 de cupe. Vă faceți planuri, probabil, pentru această călătorie, poate unii vă mutați, interesant, poate unii vă mutați. Sau cineva din preajma voastră se mută cu casa. Poate. Mai dăm o carte pentru 2 de bute. O dată. De 2 ori. De 3 ori. 9 de spade. Păi asta e. Vedeți? Că se leagă. Alegeți. Ori stați în griji, 9 de spade, ori plecați. Plecați, nu o să ai unde vedeți cu ochii, înspre zona cea mai luminoasă. Și eliberați-vă, lună plină, eliberați-vă. Sau poate cineva renunță. Vedeți, dacă sunteți voi sau cineva. Eu zic că sunteți voi, totuși. Eu zic că sunteți voi, pentru că aveți aici luna care reprezintă griji și aici apare 9 de spade. Alegeți să mergeți către speranță, dragoste față de voi. Asta e. Și timp de calitate cu oamenii dragi. Eventual cu o anumită persoană. Clarificăm. Marea preoteasă. Odată. De 2 ori. De 3 ori. 8 de spade.
Aici n-ați înțeles voi cum? 8 de spade. N-ați înțeles și nu ați arătat cu luna, da? Și 10 de bâte. Oare cum seamănă? Frici emoționale, frică de spiritualitatea unora dintre voi, frică de secrete, lucruri pe care nu le înțelegeți despre mintea și emoțiile voastre, eventual ale cuiva, dar totuși vorbim despre voi, totuși. Însă, pe care le-ați ținut în secret, eventual o depresie a voastră sau a cuiva, ați ținut în secret aceste lucruri. O traumă emoțională și mentală în casă. Le-ați ținut secret, dar ce frumos... Vindecați. Posibil acest petreceți timp de calitate cu cineva. Regele de cupe poate să fie un consilier de suflet pentru unii, poate să fie un ghidaj pe care îl primiți de la cineva care vă ajută să vă vindecați. Clarificăm 4 de spade odată. Mai ales cu pandemia sau poate n-are nicio legătură cu pandemia. 4 de spade, împărăteasa invers. Unii dintre voi poate ați pierdut o soție sau v-ați separat într-o formă sau alta. Împăratul pe orizontal undeva în trecut și acum în prezent împărăteasa pe orizontal. Dar de care vă vindecați? Și ce e frumos, apare 8 de bâte. 8 de bâte iar înseamnă speranță, călătorie înspre soare răsare, înspre zări senine, iar călătorie, dar cu pasiune, da? Apare focul acesta, dar renașteți cu pasiune, cum am zis și la Regina de Bâte, da? Începeți o nouă etapă cu încredere. Aici e provocare, să vă eliberați de niște frici, de o separare de cineva, de pierderea cuiva, cu nouă de spade, da? Și 13 am zis că este și moartea. În tarot, renașterea. Da. Regele de cupe. Am văzut roata norocului. Asta înseamnă că se schimbă energia în viața voastră. De două ori, de trei ori. Ia uite, integrare. Integrați experiența trecutului și reușiți să vă iubiți așa cum sunteți, cum am zis mai devreme. Reușiți să vă echilibrați emoțional, eventual. Integrați emoțiile și pasiunea într-un mod armonios și învățați să exprimați parte din emoțiile voastre, din pasiunea voastră, altfel decât ați făcut-o până acum. Și ce? Unde s-a oprit? La asul de cupe. Poate, repet, să fie o nouă dragoste, dar, repet, dragii mei, nu e obligatoriu să fie nouă dragoste, poate să fie vindecare sau dragoste față de voi înșivă. Mie mi-a plăcut etalarea. Sper să vă placă și vouă, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, ceau, ceau!